Site-ul Spitalului Județean este funcțional și se pot face programări online pentru consultații în ambulatoriul integrat. Instituția medicală a trimis clarificări ca urmare a unor neclarități sesizate de pacienți. Totodată, conducerea unității medicale a transmis că programările se fac în limita locurilor disponibile. Altă metodă de acces la cabinete este pe baza unor bonuri de ordine care sunt procurate de la automatele aflate pe fiecare palier al ambulatoriului. Pentru început, este necesar ca pacienții să se informeze la recepție dacă mai sunt locuri disponibile. Tot la recepție, pacientul trebuie să prezinte trimiterea de la medicul de familie sau de specialitate. Numărul de consultații gratuite pentru asigurați este limitat de Casa Asigurărilor de Sănătate pentru specialități clinice la 28 de consultații pe zi, cu un timp mediu pe consultație de 15 minute la un program de lucru de 7 ore pe zi. Excepție fac specialitatea psihiatrie și pediatrică, unde numărul de consultații este de 14 pe zi, cu un timp mediu pe consultație de 30 de minute și specialitatea neurologie, inclusiv pediatrică, cu 21 de consultații în medie pe zi și un timp mediu pe consultație de 20 de minute.